mamici, tătici, pitici, blănoși și zâmbesc pentru că de câteva zile avem un nou membru în familia noastră. Este o cățelușă de 4 luni, este un ciobănesc belgian, Malinois, pe nume Leia. O iubim foarte mult deja și suntem în prim proces de acomodare. Ea cu noi, noi cu ea și așa mai departe, este o întreagă nebunie. Dacă vreți să aflați mai multe despre acest subiect și v-ar fi de interes un video, lăsați-ne în comentarii și spuneți-ne și vom vedea cum vom face să vă arătăm și vouă această părticică din viața noastră. Poate unele informații vă sunt utile. Astăzi, în schimb, vreau să vorbesc despre un subiect care frige în perioada aceasta și când spun frige, folosesc termenul propriu, pentru că vreau să vorbim despre febră. Vreau să deschidem această cutie a Pandorei plină de virusuri, de bacterii, de fungi, de paraziți intestinali, de toamne, toată gama de crocobauri care se agață de copii, fie în grădinițe, fie în școli și care, bineînțeles, ajung în casele noastre. Cine stică? Zenul, feng shui-ul, liniștea, pacea interioară, Doamne, dar ce nu ne strică? Și, în primul rând, nici somnul nu va mai fi la fel ca înainte să intre copilul în colectivitate. Să știți că intenția mea, totuși, nu este să vă sperii de niciun fel, însă vreau să fiți conștienți că primul an de colectivitate este unul în care copilul bifează un număr mare sau, să zic, foarte, foarte, foarte mare de îmbolnăviri, bineînțeles că depinde de sistemul imunitar al fiecărui copil. Și aceste îmbolnăviri au de regulă ca prim simptom febra sau ca unul dintre principalele simptome, să spun așa, febra. De foarte multe ori părinții văd această febră ca fiind un bau-bau, ca fiind ceva de temut, se panichează în momentul în care copilul lor face febră. Ei bine, febra este un semnal că organismul luptă pentru înlăturarea acestui musafir nepoftit, pentru a elimina agentul patogen care a intrat în corpul nostru cu scopul de a-și face de cap, cu scopul de a ne face rău. Considerăm a fi febră o temperatură a corpului care este mai mare de 38 de grade Celsius. Dar, dacă copilul, în momentul în care a făcut febră, este vioi, nu este deloc apatic, dacă se hrănește cum trebuie, dacă se hidratează corespunzător, atunci nu avem motive foarte mari de îngrijorare. În momentul în care febra depășește pragul de 38,5 grade Celsius, atunci se poate interveni cu antitermic. Bineînțeles că acest antitermic trebuie administrat doar la recomandarea medicului, pentru că el trebuie administrat în funcție de greutatea corpului copilului. Medicul este cel care cunoaște copilului, cunoaște istoricul și poate să vă facă o recomandare și în funcție de simptomele bolii. Așadar, vă rog frumos să administrați medicamente doar după ce vă consultați cu un medic. Recent am realizat pentru demomici.ro un interviu despre febră, un interviu cu un medic pediatru, așadar acolo veți găsi foarte multe informații și sfaturi utile. Vă voi lăsa un link în descriere pentru a vă fi ușor să găsiți acest material. Printre sfaturile din articol, din interviu, este menționat faptul că în momentul în care copilul face febră, putem să îl ajutăm să-și scadă temperatura corpului, aerisind foarte bine camera și lăsând copilul cât mai dezbrăcat se poate. Îl putem lăsa fie în scutec, fie în chiloțel, cum se simte și el confortabil. Bineînțeles, în momentul în care ne confruntăm cu o febră, să zicem, insistentă sau foarte insistentă, acel gen de febră care nu scade nici măcar la administrarea de antitermice alternativ la 4 ore, atunci este cazul să ne adresăm medicului. Și pentru că în momentul în care Clara era micuță, Clara are acum 4 ani și 4 luni, am făcut research pentru că a trebuit să cumpărăm foarte multe produse noi cu care nu eram neapărat familiarizați. Și printre aceste produse s-au numărat și termometrele. Atunci am citit mult despre termometre, foarte mult. Am cerut părerea unor mămici cu experiență. Am citit review-uri, foarte multe, și am primit recomandări pentru gama Thermoval de la Hartmann. De ce vă spun asta fix acum?
Vă spun pentru că vreau să vă împărtășesc din experiența noastră personală și vă spun pentru că de foarte mulți ani folosim această gamă termoval de la Hartmann și suntem foarte mulțumiți. Nu am avut niciodată probleme. Ne-au fost cele două termometre, da, pe care le-am și aici lângă mine, ne-au fost prieteni de nădejde pentru că mămicile cu experiență chiar știu cât de importante sunt aceste instrumente în momentul în care copilul sau copiii nu se simt bine. Am aici lângă mine cele două tipuri de termometre cu care ne-am împrietenit deja. Este vorba despre termometrul Kids Flex. Este un termometru digital cu cap flexibil și termoval baby, termometru non-contact cu infraroșu. Ambele sunt validate clinic și pot fi folosite încă din primele zile de viață ale copilului în totală siguranță. Însă, înainte de a folosi termometrele, este recomandat să ne dezinfectăm mâinile. Și în această perioadă a pandemiei, cred că ne-a intrat în reflex să ne tot dezinfectăm mâinile și ne-am dat seama cât de importante sunt anumite caracteristici ale acestui tip de produs, da? Dezinfectantul de mâini. Este important ca acesta să nu lase reziduri lipicioase pe mâini, să nu aibă un miros prea înțepător, să nu afecteze pielea. Ei bine, pentru că am găsit un produs care se pliază pe toate aceste caracteristici și este foarte mult pe placul nostru, Sterilium Protect and Care are în spate o istorie de 55 de ani. Este un dezinfectant cu un spectru larg de acțiune, lasă o senzație plăcută după aplicare, hidratează pielea și nu o usucă. De asemenea, nu lasă reziduri lipicioase. În plus, în momentul în care îl aplicăm pe mâini, se usucă foarte repede și nu ne incomodează sub nicio formă. Îl găsiți pe piață atât în recipiente de 100 de ml, dar și în recipiente de 475 de ml, în funcție de nevoile fiecăruia. În cazul copiilor foarte mici, de sub 2 ani, cea mai precisă metodă de măsurare a temperaturii este intrarectal. În acest caz vom folosi așadar termometrul Kids Flex, cel cu cap flexibil. Îmi place foarte mult că are semnale acustice care marchează începutul măsurătorii, dar și un semnal acustic care marchează finalul acesteia. Durează aproximativ 10 secunde măsurarea temperaturii, iar mămicile care au acasă mici crocodili și este foarte, foarte greu să-i convingă să stea locului, da? Nu prea cooperează micuții, își dau seama cât de importante sunt acele câteva secunde în plus sau în minus. Din acest motiv, este important vârful flexibil pentru a nu provoca răni copilului în cazul în care se mișcă foarte mult în timpul măsurătorii. Afișajul este LCD, iar termometrul are și funcție de memorare pentru ultima măsurătoare. De fiecare dată înainte să folosim termometrul, dar și după utilizare, este recomandată curățarea acestuia. Îl puteți introduce chiar și în apă călduță, este impermeabil și nu are cum să se defecteze din această cauză. Cel de-al doilea prieten al nostru, căci stă în fiecare noapte pe noptieră lângă noi, încă de când Clara a început grădinița, este acest termometru termoval baby 3-in-1, este un termometru non-contact cu infraroșu. Să vă spun cum facem noi în cazul fetelor și care mi se pare cea mai utilă și eficientă metodă de măsurare a temperaturii. Noi folosim aceste termometre împreună. În momentul în care simt că una dintre fete are febră, da, când temperatura corpului a crescut, atunci îi iau temperatura cu termoval baby, cu termometrul non-contact. În momentul în care acesta indică o valoare foarte mare, semn că cea mică clar are febră, vreau să confirm acest lucru și atunci folosesc și termometrul intrarectal. Îi administrez antitermicul, aștept o perioadă să-și facă efectul, după care, pentru a verifica dacă temperatura corpului a scăzut, folosesc din nou termometrul non-contact, termometrul cu infraroșu. Bineînțeles că în timpul nopții, mai ales dacă avem de-a face cu un copil care nu prea cooperează, este o totală risipă de energie să folosim un termometru intrarectal, atât pentru părinte cât și pentru copil. Da? Este un disconfort total. Atunci optăm pentru acest termometru cu infraroșu care măsoară temperatura în doar
3 secunde. Haideți să vedem mai multe specificații despre Thermoval Baby 3 in 1. De ce 3 in 1? Pentru că îl puteți folosi pentru a măsura temperatura corpului, dar și temperatura ambientală sau cea a lichidelor, precum laptele din biberon sau apa din cadă. Este complet silențios, are o lumină albastră de ghidaj pentru a face măsurătoarea cât mai ușoară și corectă. Măsurarea temperaturii durează aproximativ 3 secunde. În cazul în care temperatura este mare, ecranul se colorează în roșu, fapt ce clar indică febra. Termometrul poate memora ultimele 10 măsurători. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost și că a venit într-un etui foarte, foarte practic pentru transport și depozitare. Cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le împărtășesc despre gama Thermoval de la Hartmann și despre modul în care noi folosim aceste termometre în cazul fetelor. Sper ca informațiile pe care vi le-am prezentat astăzi să vă fie de folos și să luați în considerare această recomandare. De asemenea, dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații, absolut orice, puteți să le lăsați în comentarii. Cu siguranță voi reveni acolo cu un răspuns. Până data viitoare, să stați departe de crocobaurii din grădinițe și școli, dacă se poate. Multă, multă sănătate și la cât mai puține boli. V-am pupat!